Șarpele a decis să mănânce porcul spinos. Nu sună ca cea mai bună idee ce poate să-ți vină în minte. Dar totuși așa ceva se întâmplă. Un piton umflat a fost găsit în rezervația naturală din Africa de Sud în anul 2015. De la început, angajații parcului nici nu puteau să-și imagineze ce a devenit cina șarpelui, până când într-o dimineață acesta nu a fost găsit mort. Atunci au și găsit înăuntru lui un porc spinos de 13 kg. Se pare că pitonul a căzut cumva pe o parte și acele lui au perforat tubul digestiv. De-aia pitonul a și murit. Știa oare că a ales ca hrană nu cea mai sigură pradă? Cred că da. Dacă e să-i credem pe specialiștii în șerpi, pentru piton nu e nimic ieșit din comun să mănânce un porc spinos. În principiu, nu prea își fac probleme vis-a-vis de ce să mănânce, doar că acele ace rămân nedigerate. Conform unui studiu din anul 2003, uneori acestea străpun corpul șarpelui și se pare că se poate întâmpla chiar și după ce restul porcului spinos a fost deja digerat. Și oricum șerpii continuă săriște. Cât de mult trebuie să vrei să mănânci? Spre deosebire de pitoni, câinii care devin victime ale porcului spinos nu au de gând să mănânce pe nimeni. Ei sunt doar mânați de curiozitate. Ce e asta așa straniu care foșnește în față? Sinceră să fiu, când am văzut prima oară un porc spinos, am fost și eu curioasă. Diferența este că nu m-am apropiat și nu m-am băgat cu botul în acele lor. Dar pentru câini e ceva normal să facă asta, pentru că instrumentul de explorare a lumii este nasul. De aia și suferă, uneori chiar și pe dinăuntru. Oare băieții buni mușcă porcii spinoși? Nu cred. La somn nu am nicio întrebare, sunt niște pești și de la ei sigur nu te aștepți la nimic deosebit. Ei deseori înghit chestii care nu sunt deloc predestinate pentru pescuit. Niște gunoi, testoase, poftim? Da, se pare că așa și este. Dintr-un lac din Germania au scos un somn de 1,5 m care a încercat să mănânce o testoasă. Acești tipi sunt omnivori și se pare că somnul nu a putut rezista. Și-a supraestimat puterile, însă și s-a sufocat. O ironie ciudată din partea naturii. Dar și testoasa s-a sufocat. S-a dovedit a fi prea mare pentru gâtul peștelui și s-a blocat acolo, privându-i pe ambii de șansa de a supraviețui. Dacă vă pare că broasca e o alegere ciudată, ce ziceți de un porumbel? Ce la ce nu m-am așteptat deloc este ca somnii să înceapă să vâneze porumbei. Și totuși și asta se întâmplă. Ei înoată lângă porumbei când ăștia vin să bea apă, apoi se aruncă peste ei ca niște crocodili care se repezesc la antilopele care vin să se adape. Doar că de la crocodil te aștepți la așa ceva. Iar castorii? Stați, care castori? Castorii. La acești tipi se încep problemele atunci când merge vorba despre construcție. Pentru a face un baraj au nevoie de un copac. Copacul rost trebuie să cadă. Întrebare. Unde? Direct peste castor. Nu e un caz unic, care s-a întâmplat odată. Din când în când copacii cad peste animale, dar de obicei castorii înțeleg asta și se dau la o parte. Dar o chestie este să înțelegi că trebuie să te ferești și alta e unde anume trebuie să te ferești. Uneori animalele pur și simplu sunt confuze, se pierd și singuri vedeți. Dar chiar dacă puteau să trăiască fără baraje, castorii au nevoie să mestece, să roadă ceva tare, fiindcă dinții lor cresc rapid, cu o viteză alarmantă. Unul întrec și 2 metri pe an, mai mult decât lungimea unui castor adult. Dacă nu vor fi tociți la timp, animalul va deveni practic o fiară feroce cu colți. Dar va muri desigur că cum să trăiască cu așa dinți? Dar cum să trăiești când propria ta mamă te hrănește cu mucuri de țigară? Pe o plajă din Florida a fost observată așa imagine. Nu era deloc un mod de a-l învăța minte pe pui. Aceste păsări prind prada direct din apă, alunecând spre ea cu ciocul ascuțit. Ele nu văd ce s-a prins acolo. Dacă înoată, înseamnă că e viu. Dacă e viu, înseamnă că e de mâncat. Dacă e de mâncat, înseamnă că poate fi adus puiului. Când merge vorba despre oameni, știți și fără mine că țigările sunt dăunătoare. Dar ce ține de păsări? Păsările care pot să ia mucurile de țigară drept hrană sunt mai mici decât noi, așadar au nevoie de o cantitate mult mai mică de nicotină pentru a se otrăvi. Statistici precise pe această temă nu există,
Dar se cunosc cazuri când, de exemplu, un papagal Jaco, a cărui organe pur și simplu au refuzat din cauza consumului mucurilor de țigară. Și dacă nu duce la moarte, nicotina poate să provoace greață, vărsături, convulsii la animale. Păsările mai deștepte nu încearcă să mănânce țigările, ci le folosesc în alte scopuri. Înainte ca omenirea să inventeze țigările, unele păsări aduceau în cuiburile lor anumite ierburi, astfel scăpau de paraziți. Dar timpuri noi înseamnă soluții noi. Păsările din orașele mari au început să aducă în cuiburile lor țigări. Se cunoaște că nicotina chiar poate să acționeze ca un remediu împotriva paraziților, dar că asta o cunoaștem noi, nu și animalele. Dar se pare că păsările și-au dat seama, așa că dacă e să credem studiilor, iar studii despre mucuri de țigară în cuiburi chiar există, atunci păsările au reușit să extragă beneficii din asta. Doar că cel mai simplu contact prin cioc cu mucul de țigară poate cauza daune genetice care duc la cancer, așa că nu fumați! Pe fundalul unor păsări care folosesc mucurile de țigară pentru dezinsecția cuiburilor lor, comportamentul vulturilor arată deosebit de amuzant, pentru că aceste păsări nobile se lovesc de crengi. Serios, vor să aterizeze în cuib și arată super comic, dar poate treaba e în vânt sau calculează greșit ceva, sau poate tot timpul au probleme cu aterizarea și noi nu știm despre asta. Doar imaginați-vă, sunteți un pui de vulturi. Vedeți cum spre voi zboară tata sau mama și hop se ciocnește de copacul de alături. Ah, acel sentiment de jenă pentru părintele care doar a făcut ceva rușinos. Dar știți cine a fost și mai puțin norocos? Acest elefanțel. Fiindcă era în timpul nepotrivit, în locul nepotrivit. Nu cred că mama lui sau tata intenționat au decis să-l marcheze și nici nu cred că el s-a supărat cumva. Ba mai mult, un comportament de genul ăsta este normal pentru elefanți, iar cei mici, în mod deliberat, mănâncă bălegarul adulților, pentru că în el se găsesc bacterii care încă nu se secretă în digestia micuților. Sper că nu mâncați chiar acum, iar dacă mâncați, sorry. De exemplu, urșii koala. Toți știm că sunt foarte drăguți, dar se află pe cale de dispariție. Din cauza cui? Din cauza oamenilor. Fiindcă tot ce se întâmplă pe pământ e din cauza omului, toate problemele. Cred că puțin se gândesc la inteligența koalei. Și nu degeaba, pentru că este un animal extrem deloc inteligent. Urșii koala consumă frunze de eucalipt, dar ele nu le dau multă energie, așa că au redus mărimea creierului pentru a consuma mai puțină energie. Și au început să gândească foarte puțin. Și pare rezonabil, doar până când încep incendiile. Spre deosebire de alte animale și păsări, koala nu fuge de incendiu, ci se urcă mai sus în copac, unde se ghemuiește și așteaptă. Dar ce așteaptă? Până când totul se va termina de la sine. În jur, totul arde, iar ursul koala stă pe copac și se gândește. E ok, e ok, sigur va fi ok. Mai aveți nevoie de alte exemple ca să înțelegeți că nu sunt cele mai inteligente animale? Uitați-vă la acest tip, habar nu are că arborele este desenat pe perete și că nu e adevărat. Nu l-a deranjat că nu s-a putut agăța de frunze din prima, a doua, a treia oară? Koala sunt atât de prostuți că nu pot să mănânce frunzele de eucalipt dacă acestea nu sunt în copac. Acest concept le este absolut străin. Dacă veți aduna o grămadă de frunze de eucalipt și le veți pune într-o farfurie în fața ursului koala, el nu va ști ce să facă cu ele. De aceea, în centrele de reabilitare sunt hrăniți doar de pe crengi, căci de altfel nu-și pot da seama cum să mănânce. Aflând toate aceste informații, acum stau și mă mir. Cum de urșii koala au ajuns să trăiască până în secolul 21? Asta chiar e ceva care merită aplaudat. Berbecii. Aceștia sar destul de frecvent și de obicei cu succes. Ca și acest mascul care își căuta de treaba lui masculină, dar a văzut niște femele drăguțe după gard și a decis că e timpul să le facă o vizită. Dar nu a ținut cont că prin apropiere se află un cablu electric, astfel a atârnat în aer. Animalul a încercat să se elibereze și s-a blocat la o înălțime de 5-6 metri. Așa l-au găsit localnicii. Ei mult timp s-au gândit cum să-l salveze și au decis pur și simplu să-l tragă spre munte, acolo de unde animalul a alunecat în jos. Și dacă ar fi fost nu un berbec, ci un cal? Un cal pe acoperiș.
Într-o provincie din Canada, New Brunswick, o pereche care creștea cai a găsit un mânz chiar pe acoperișul garajului. Poate că el, cumva din motive necunoscute, a sărit la un metru înălțime și apoi a ajuns pe garaj. Mai târziu, când proprietarii au încercat să dea mânzul jos, el a coborât calm înapoi. Pentru ca niciun cal să nu se mai urce încolo, a trebuit să fie instalat un gard. Un gard pe garaj împotriva cailor. Cum e asta? După asta, țestoasele care călătoresc pe aligator par a fi ceva absolut normal. Da, ele chiar fac asta. Deși pentru crocodil țestoasa este mai mult o conservă mută, nimeni nu-l întreabă pe prădător dacă e de acord sau nu să fie un mijloc de transport pentru ele. Îl folosesc și gata, uneori ca și baie sau ca metodă de protecție. De fiecare dată când țestoasele își fac griji de siguranța lor, se urcă pe un crocodil. Ce cred ei despre asta? Probabil că nici nu le simt, căci pielea de pe spate e destul de groasă. Înoată calm, fără să știe că este călărit de o țestoasă, iar prietenii sigur fac mișto de el. Interesant, oare știu unde merg? Căci unele specii pur și simplu înoată spre nicăieri. Un studiu condus de o echipă internațională de oameni de știință a făcut o hartă a mișcărilor unei specii de țestoase. S-a dovedit că, în timpul migrației pe distanțe scurte, animalele alegeau niște trasee foarte stranii. Un individ a notat 1360 de kilometri, ca să ajungă pe o insulă care se afla la doar 176 de kilometri. Asta e ca și cum ai merge la un magazin în mall, iar pe drum mai intri în altele 8. De ce se întâmplă asta la țestoase? Probabil că treaba e în harta geomagnetică. Ea nu prea este precisă, adică lăsându-se ghidată de câmpul magnetic al Pământului, țestoasa poate să simtă că ceva nu e în regulă doar în momentul în care deviază foarte tare de la direcție. Și toate astea fără mâncare. Prieteni, acesta a fost episodul nostru de astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce v-a părut cel mai amuzant și ce lucruri noi ați aflat astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata noile episoade. Pe curând!